Un incendiu puternic a distrus noaptea trecută o primărie din județul Argeș. Atât pompierii cât și localnicii cred că focul a fost pus de o mână criminală, deoarece au ars în același timp două corpuri de clădire aflate la distanță una de cealaltă. Incendiul a avut loc la primăria localității Beleț-Negrești din județul Argeș, o comună aflată la aproape 50 de kilometri de Pitești. Flăcările au fost observate de un bărbat care locuiește chiar lângă primărie și care a alertat imediat autoritățile. Tot el a tăiat alimentarea cu energie electrică. Eu am văzut primul focul, erau flăcări mari. Flăcări mari la ultimea, încă nu era aprinsă. La aia veche, flăcări mari acolo în spate. Eu lucrez la electrică, am dat siguranțe de jos de la limită de proprietate unde e BMP-ul acolo. Atât localnicii, cât și pompierii sunt aproape siguri că focul a fost pus intenționat de cineva, deoarece flăcările au cuprins nu numai primăria, ci și o altă clădire, care aparține instituției și care se află la o distanță apreciabilă de prima. Iar în interiorul acesteia se află arhiva primăriei. Foc și stradă și motorină atât în camere. Documente puse în mijlocul camerei și motorina atât, în toate birourile. Motorina era în spate ținută, nu știu, pentru dezăpezire, pentru... Deci era cumpărată și a fost descuiat acolo, spar locătul, nu știu. Se vor lua în calcul mai multe ipoteze, printre care și cea acțiune intenționată. Sunt indicii care arată că ar putea fi și acțiune intenționată. Sunt două corpuri de clădire în care a izbunit focul în mod concomitent. De asemenea, se găsesc și materiale combustibile lichide care se află împrăștiate în zonă. S-a intervenit cu 9 autospeciale de stingere, din care 6 cu apă și spumă, una de intervenție și salvare de la înălțime și încă 2 de primă intervenție și comandă. Pompierii au localizat în primă fază incendiul, care amenința să se extindă și la alte clădiri. Apoi l-au stins. Focul a distrus primul etaj al primăriei, acoperișul acesteia, o magazie cu lemne și anexa în care se află arhiva. Nu au existat victime. Poliția Argeș a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz.